Bună ziua, dragi și bun găsit la Triatul Profumai, din nou suntem la Triatul cu clasa A, nu te gândi toare, nu clasa A, Triatul. Sigur, da. Miruna este nerăbdătoare să încercăm să facem o altă problemă, deci clasa A, Triatul. Așadar, chiar ai de găsit, există o problemă, da? Problema V3, 288. Urmărește cu atenție imaginea și află câte linii sunt pe linia 1, dar pe linia 10, dar pe linia 51. Ce numele vor fi scrise pe linia 34? Da. Îmi dai voie să încep eu să... Da. Deci... Spune așa. E vorba de un desen, pe prima întâi, pe linia întâi se află 1, pe linia a doua se află 2 și 1, pe urmă 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, și așa mai departe. Continuăm cu fiecare linie și pe linia 51, 51, apoi 50, 49 și puncte, puncte, 1. Întrebarea este, câte numere este pe linia 1? Pe linia 1, asta se cheamă linie. Da? Câte? Linia 1 este un singur număr. Un singur număr. Dacă pe linia A, pe linia A4. Pe linia A4 sunt 4 numere. Da, pe linia 20. Sunt 20 de numere. 20 de numere. Dar pe linia 34? Pe linia 34 sunt 34 de numere. Hai să aflăm suma numerelor de pe linia 34. Deci vrem să aflăm, nu scrie acolo, dar încerc eu să fac. Aș vrea să zic, ies 34, care înseamnă 34 plus 33 plus puncte puncte plus până la 1. Cum facem suma asta? Am putea să ne adunăm ușor. 33 plus 33, 34. E cam mult, nu? Ci mult? Îți pare că trebuie să găsim o idee mai deșteaptă, da? Bun. Ce înseamnă asta în fața lui 1 aici? 2. N-am putea să scriem suma așa? Este 34 într-o altă ordine. 1 plus 2 plus 3 plus puncte, puncte, 34 și plus 35. N-am putea să o scrie și așa? Eu cum așa? Am scris-o, am scris-o în ordine invers. Deci nu este 35, sigur că da. Deci unde trebuie să opresc eu? Pe 34. Foarte bine. Foarte bine. Eu am fost neatent aici. Și tu ești mai sancționat rapid. Asta înseamnă să fii atent. Adică ce cauți cu 35 când nu mai am la 34 în ordine, da? Corect ai zis. Ei bine, oare cum propui tu să facem? Eu am scris-o într-o altă ordine. Putem face așa cu 5 foarte atent, 1 și cu 2 fac. 3 plus 3, 6. 6 și cu 4, 10, 10 și cu 5, 15, dar e mult de adunat. Știi povestea la cu micuțul Gauss? Da, da, știu. Nu cumva o fi așa aici. Adică să nu pe cine? Pe unul cu cine se adună? Pe unul se adună cu 34. Asta e! Și fac, cât fac aici? 35. Pe 2 cu 33 și fac, cât faci? Cât de 35. Da. 35. Pe 3 cu ăsta din față, care este 32 și fac iar 35. Câte rupe de astea de 35 o face, doamne? Aici e povestea. Păi câte rupe fac?
Dacă am ști câte grupe fac, dar de 35, ne-am făcut ce pe 35 câte sunt ele. Nu știu câte grupe sunt. Nu știu câte grupe sunt. Ia să încercăm noi așa. Hai să vedem aici. Dacă aș aduna 4 cu 1, 5, 3 cu 2, 5. Deci cât de 5 sunt? 2. 2 de 5. Ele câte sunt în total? 4. Se înjumătățesc. Că sunt câte 2. 5 împărțit la 2? Nu. Câte sunt aici? De la 1 până la 34, câte numere sunt? 34. Și pe ăsta împărțit la 2. Pe 34 împărțit la 2 ca să avem câte grupe sunt. 34 împărțit la 2. Face? 17. Deci, mi-am spus corect, este 35 ori 17. Că 17 grupe. 34 împărțit la 7. Deci 34 am împărțit la 2. Că noi, la 2. La 2, pentru că am unificat câte 2, câte 2, câte 2 și deci din motivul ăsta am pus acum câte echipe sunt. În total sunt 17 echipe de 35. Și cât face 35 ori 17? 35 ori 17. Facem mulțimea. Nu știu niciodată. Ia să vedem. 35 ori 17. M-a ajuns la rău, da? 7 ori 5. 35. 5, da. 7 ori 3. 21 plus 3, 51. 51. Apoi 1 ori 5. 5. 1 ori 3. 3. Deci 7 ori 5, 35. 5 și 3. 7 ori 3. 21. Deci am zis 51. Am greșit aici. Hai să mai vedem. 7 ori 5. 35. 5 și 3. Ăsta, da? 7 ori 3. 21. Și cu 3? 51. 21 și cu 3. Și 1 plus 3. 24. 24, nu mai pot gândi ce fac. Și zice, s-a și filmat. Și m-am făcut de parte. Atenție multe, nu? Să nu mai greșim. Acum, de ce nu spun că am fost atent? De? Deci, ce spunem aici? Cât face? 24. 24. Acum, cum 1 ori 5. 5. 5. Ai adunat la 10, nu? Da. Așa. 1 ori 5, 5. 1 ori 3, 3. Și acum zicem 5. 4 ori 5. 9. 9. 3 ori 2, 5. 595. Deci a spus corect 595. Uite, dacă noi munceam și ziceam 1 cu 2, 4, 3 cu 3, 6 și cu 4, 10, 15, până ajungeam la 595, ne prindea seara. Da. Vezi? Ce înseamnă să fii atent să vezi niște șmecherii? Este superbă chestia asta. Foarte tare. Bun. Deci micuțul Gaul s-a observat șmecheria asta și a aplicat-o. Și acum am să îți propun eu o problemă. Am un buchet de flori. Da, un buchet de flori. Nu știu câte flori sunt acolo. Și am, de asemenea, un număr de vase. Dacă le pun câte 3, atenție, urmărește-mă, deci dacă pun câte 3 în vase, 3 garoafe, 3 garoafe, câte 3, hai să facem vase așa, da? Vaza, uite așa. Deci, asta e faza, da? Și punem câte... Trapez. Așa, un fel de trapez. Punem câte 3 și punem așa... Ultimele 3. Și iată și încă 3. Deci, când le pun câte 3 în vasă,
se întâmplă să rămână 9 grafe. Nu, 10, rămân 10 grafe care plâng. Care plâng, sunt nefericite și spun, dar noi unde să stăm? Pe noi de ce nu ne pune într-o niște vase? Și atunci, Miruna, hotărăște să mai pună câte două în fiecare. Să pune câte 5. Și face în felul ăsta. Își face din nou vasele. Și pune câte 5, cele 3. Și mai pune încă 2. Da? Încă 2. Iar cele 3 care erau, mângâiere, unde cele 3, pune încă 2. Iar continuă Miruna și cele 3 și mai pune încă 2. Și tot așa face. Și în sfârșit pune aici ăsta 3, ca, adică la 3 care erau, și mai pune încă 2. Iar rămâne ăsta fără nicio garoafă. Ultimele două rămân fără nicio garoafă. Întrebarea este câte garoafe și câte vaze am avut în momentul acesta. Da? Deci hai să vedem. Nu ne apucăm să facem vreo dată problemă când nu înțelegem. Deci avem un număr de garoafe, nu știm câte, și un număr de vase, nu știm câte. Dacă le punem câte 3, rămân 10 garoafe nepuse. Dacă le punem câte 5, adică acele 3 le punem câte 2, rămân 2 vase goale. Întrebarea este câte garoafe și câte vase sunt. Cum să facem noi problema asta? Interesantă este. Deci dacă ne punem câte 3, 10 garoafe rămân nepuse. Dacă le punem câte 5, adică la cele 3 mai adăugăm 2, de ce 5 vase cu între două garoafe? Pentru că 10 împărțile la 2. Foarte bine! Deci tu te-ai hotărât, ăstea care plângeau, care erau două vase, să încerci să le distribui, da? Și le-ai pus foarte bine. E gândit foarte, foarte corect problema. Deci sunt 3 de așa, ai consumat 2, și acum mai pune încă o, că prin puncte, puncte au înțeles vasele. 3 care erau și mai consumi încă 2. De acord? Da. Și încă 3. Foarte bine. Încă 2. Și în momentul ăsta ai consumat de cele 10. 2, 4, 6, 8, 10, da? De că ați pus 2. Ați pus 6. Da, dar au rămas aici 2 nepuse. Înseamnă că... Dar ați spus 6, dar ați spus 6, dar ați spus 6 vaze cu 2 garoafe în plus, nu 5. Deci, tu spui că aici... E în plus. Aici este roșii, nu știi de unde vine. Dar uite de aici, nu mai e niciuna aici. Asta era. Ălea 3 și cu 3. Ăstea 3 și cu 3. S-au ridicat de ei. S-au lipit din ăsta 6. Deci mai am încă 6 de pus. Că aici de-aia rămas goale. Dacă am 6, în câte vase le voi pune și pe cele 6? Nu
În a șase, ce câte vase le pun? Poate... trei? În trei vase? Două, 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 nu? Deci încă trei vase. Asta este aici. Și... am dat răspunsul fără să știu. Da, deci... ai dat un răspuns corect. Dar, în final, așa ai gândit, cred eu, că șase, astea, s-au lipit de la zece. Și tu trebuie să le pui și pe cele șase. Adică două, două. De fapt, suntem la cântul un cât de trei, dar se pare că până la urmă am dat răspunsul corect cu... Da, deci... Da, deci înseamnă ce aici? Încă trei. Două le-am pus aici. El erau trei dinainte și pun încă pe ăsta două, două. Iată, în total, cele șase din care ai vorbit tu, șase, aici sunt zecele, două, patru, șase, opt, zece. În total, întrebarea este câte vase și câte... câte vase și câte flori sunt. Ai putea să vezi vasele? În momentul de față? Câte vase? Vase, hai să dăm răspunsul pentru vase. Vase, pentru vase. Uite-te, multă atenție. Cinci deodată. Cinci. Și cu trei. Opt. Și cu două case goale. Zece vase. Erau spăchite, mă trebuie să le numere. Da? Sunt zece vase. Și câte flori? La întrebarea asta vreau să răspunzi. Câte flori? Zece. Cinci de... Șasele cele au fost trimise aici, de-a completat cele 8. Deci numai 5 ori 8. Atât. De ce mai spui tu plus 6? Pentru că am mai mult cele 6. Păi nu, pe cele 6 le-am distribuit aici. Nu? E corect, atenție, problema. Deci câte flori, câte flori și câte care au venit sunt, ca întrebul de răspuns? Deci răspuns corect, 40 de aromate și câte 10 vase. 10 vase și 40 de aromate. Hai să mai vedem problema, ca să vedem unde a fost ea interesantă. Trebuie să spui tu unde ți-a plăcut și de ce crezi că a fost foarte interesantă, în ce moment. Asta e! Deci ți-a plăcut foarte tare că cele șase care din vasele goale, două, nu goale, șase acelea înseamnă că trebuie să distribuite în față. Și tu te-ai prins foarte repede pe cele zece le ai la dispoziție și le-ai pus în cinci vase, evident, nu așa. Dar aici nu te-am mai prins când am spus că rămân două goale. Ce înseamnă în momentul ăsta, că de unul două goale, înseamnă că trei și trei care fusese repuse, trebuie să le ridici, că nu mai sunt acolo. Și acele șase le distribui în alte trei vaze, nu? Și la cele cinci cu trei, fac opt vaze. În final, asta era problema interesantă. Îți mai pun o altă problemă. În clasa lui Miruna, sunt un număr de elevi pe care eu nu știu și un număr de bănci pe care iar nu știu. Dacă se pun câte doi elevi în bancă, deci dacă distribuim câte doi elevi în bancă, rămân cinci elevi în picioare. Da? Câte doi punem, rămân cinci elevi în picioare. Dacă punem câte trei în bancă, rămân trei bănci goale. Câte bănci, câți elevi sunt în bancă? Lasă.
Deci se repetă problema. Deci punem, bă, cine să le facem, cum să le facem? Ca și pătrățele. A, așa. Bă, cine? Nu știu câte sunt. Așa cum știu eu, efectiva. Pum. Și pun ultimul e patul. Deci dacă punem câte doi elemente, câte doi pe peste stor, ne rămân câți elemente se ducează? Cinci. Rămân în picioare. 3, 4, 5. 5 elemente. Rămân 5 elemente care spun, dar noi unii tot doar nu avem să doarme. Noi unde să stăm? Atunci învățătoarea îi vine în minte să pună câte 3. Și pune câte 3. La cei 2 mai pune încă un elev. Ca să pună pe-a 3, da? Și continuă așa. Și am zis că rămân câte bănci goale. Da? Deci când pune câte... Hai să pun de desubt. Facem 9 băncile. Uite, facem băncile. Ca și mai rămân. Cu doi elevi care erau peste tot uși. Uși, așa. Câte doi elevi uși. Și câte bănci aveți că rămân goale? 3 bănci, poate, da? Astea ultimii 3, rămân goale. Întrebarea este câte bănci și câți elevi sunt dacă punem câte 3 elevi. Uite, câte 3. Câte 3, ne rămân 3 bănci goale. Deci, hai să spun, în clasa lui Mirona sunt elevi și bănci, de șerece, da? Când punem câte 2 în bancă, ne rămân 5 elevi în picioare. Când punem câte 3, ne rămân 3 bănci goale. Câți elevi și câte bănci sunt? Câți elevi și câte bănci sunt? Încep să gândești problema. Când punem câte 3, practic mai adăugăm câte un singur elev, nu? La cei 2 care sunt, mai adăugăm câte un singur elev. Sunt 5 bănci, pentru că sunt cei 5 elevi care trebuie să-i distribuim. Deci cei 5 sunt... Da? Deci cei 5... Eu am deocamdată figurat 4 aici. Și mai pun încă o bancă, prin puncte, înțeleg încă o bancă, ca să distribui pe cei 5 de care aveau picioare. Am distribuit pe cei 5 acum. Da? Aștept cei 5 din picioare cu roșu, am distribuit 1, 2, 3, 4, 5. Dar faptul că rămân 3 bănci goale, câți elevi erau înainte în banii în bănci? Câte? 2. 6 sunt, da? Fiind 6, atunci acei 6 trebuie să distribuiți câte 3, da? În câte bănci? În două bănci. Deci mai adaug două bănci. Aici e prin puncte, înțeleg. Da. Da? Aveau 2. Deci aveau... Trebuie să punem cei șase, cu câte unu, adaug câte unu. 1, 2. Că ei erau 2. Și acei 6 în câte bănci voi pune dată cu câte unu singur? Câte unu singur? În 6 bănci. Sigur că da. Deci până aici am rezolvat cu cei 5. Dar mai am în continuare de adăugat
un număr de bănci. Ia uite, încă un număr de bănci. 6 structuri în total. Deci 2, 4, 5. Și mai am 2, 4, 5 și încă una. 6 bănci. Da? 2, 4, 5, cu asta 6 bănci. În care pun cei 6 elevi care erau în picioare. Este cei 6 elevi din cele 3 bănci, da? 5 copii erau în picioare. 5, așa e unde a spus aici. Dar cei 6 de aici care ne-au ridicat, nu? Îi pun câte unul în 6 bănci și iată, te rog să urmărești. Și să urmărești, să-mi spui câte bănci și câți elevi sunt. Deci așa, 6. 6. 11 bănci. Sunt? Câte? 11 bănci. 11? Da, 1, 2, 3. Da, 5 cu 6, dar și astea? 3. 14. 14. Deci 14 bănci sunt în total. 5 cu 6 și cu 3. Deci numărul de bănci, numărul băncilor, numărul bănci, egal 5 plus 6 și plus 3. Și face? Cât ai zis? Face? 14. 14 bănci. 14. Câți elevi? Numărul elevilor egal cu cine? 33 de elevi. 33? Cum ai gândit? Că sunt 11 bănci. Ori 3. 11 ori 3. Deci egal cu 11 ori 3 și egal cu 33 elevi. Spune-mi, te rog, din nou, care a fost frumusețea? Asta seamănă problema asta cu cealaltă? Da. Sunt perfecte. Identice, nu? Tot așa. Numai că am plecat eu altfel. Am adaptat-o cu bănci și cu elevi. Deci dacă distribuim câte 2 elevi, rămân 5 în picioare. Dacă punem câte 3, rămân 3 bănci libere. Care e miezul problemei? Care e șmecheria? Miezul problemei este atunci când rămân cei 6 copii. Acei 6 de aici, 2, 2, 2, din cele 3 bănci, trebuie distribui și ei. Da? Asta e șmecheria. La cei 5 picioare care îi aveai, mai vin alții 6, nu? Când din băncile astea goale, câte 2, 2 cum fusese, aștia, 2, 2, 2. Asta este secretul problemei. Deci, aceștia de aici, să facem clară problema. Deci, aceștia de aici, uite, vedeți, ăștia 2, 2, 2, 2, 6, număr de 6, se adaugă la cei 5. 6 și cu 5 fac 11. Deci, practic, am 11 elevi, iată. Și cei 11 trebuie să-i distribui. 1, 2, 3. Și asta indică foarte rapid, indică numărul de bănci. Dacă distribuie câte un elev, al treilea, deci 11 bănci. Deci, miezul problemei, de-ai sesizat foarte bine, miezul problemei, acesta este. Că cei 5 din picioare, plus cei 6 care s-au ridicat din cele 3 bănci, 3 ori 2, 6, în total s-au făcut 12, punem câte un singur elev în fiecare bancă și așa am completat cele câte, da? Bun. Cele două probleme au fost cu același conținut, nu? Dar am plecat în mod diferit. Pentru asta, să te gândești tu la un rezolvare problemă următoare. Miruna, de ziua ei, mama îi cumpără o pungă cu bomboane. Și Miruna nu numără bomboanele. Nu știe câte sunt în pungă. Dar se gândește așa.
Mai ia să le dai la toți colegii câte trei bomboane. După de câte trei bomboane, tuturor e evident, vede că i-au mai rămas 10 bomboane, le numere la sfârșit, 10 bomboane. Hai să zicem 20 de bomboane. Wow. Deci au rămas 20 de bomboane. Și mă duc cu ele acasă. Nu mă duc cu ele. Hai să le mai dau colegilor mei încă câte două la fiecare. Când le dă câte două, de fapt la trei mai pune încă două și ajunge la cinci bomboane. Dar tu n-ai făcut distribuire așa, ai făcut un calcul așa estimativ și că zâmbarea câte trei rămâne astea, dau câte cinci. Când se vedea câte cinci, ți-au rămas doi elevi fără bomboane. Deci ăștia nu mă primesc nimic, tu te-ai dat câte cinci, era cam mult. Și întrebarea este câte bomboane au fost și câți elevi sunt de casa ta. Deci când le dai câte două? În realitate, ziua mea e vară dimineața. Și sunt vezi și de copii în clasă. În realitate, în clasa ta, da? Dar nu știu eu, nu știu. Am făcut o problemă, am îmbrăcat-o în varianta asta. Cred că seamănă mult, nu? Așa cum spuneam, rămân în picioare 5, acum îți rămân 20 de bomboane, le distribui câte 5, adică mai acele 20 le distribui la ceilalți copii, și să rămân câți copii fără bomboane, am spus? Doi, hai să zic. Rămân doi fără bomboane. Adică la cele 20 se mai adaugă 6. 6 se mai adaugă, nu? Câți? 3 și 3 la cei 2. 6. Și atunci vezi tu câte bomboane ai avut și câți ele. Seamănă problema asta, te gândești acasă ce vreau să o faci data viitoare. Pentru asta, în clasa a patra trebuie să mai facem alte probleme. Deci, un alt mod. De la Bacău, Miruna pleacă cu mașina de la Bacău până la București. Bacău, București. După două ore de mers, constată că a făcut din drum, deci din drumul ăsta tot, a făcut 3 cincini. Da? Din drum. Deci după două ore, face 3-5 din drum. Deci trebuie să împățim pe drumul ăsta în 5, mă lași pe minte frumos. Știi de ce am copil? Deci 1, 2, 3, 4, 5. Da? Am învățat de 5. Și am luat în prima fază câte 5? 3-5. Da? Dacă sunt 3-5, înseamnă că până aici. În minima aici. 3-5. Deci în prima fază, 3-5. În partea altă și a făcut, deci face o oprire, da? Și a constatat că am făcut 3-5. Din rest, din restul care m-a dat de parcurs, mai face o pătrime, deci, nu o pătrime, din rest, trei pătrime. Deci, a doua parte, deci prima fată o pătrime, acum face, am spus, trei pătrime din rest. Trei pătrime din rest. Asta înseamnă să fiecare
are, da? Da? Pe asta s-o împărțim unul de trei. Două. Și ăsta, două. Și așa am avut patru. Nu? Asta numitor, numită, nu te poți să fac. Și câte au în faza a doua? În faza a doua e 3 pe 3. Vezi? 3 pe 3. Și constată că mai are de mers, mai are de mers, până la București, 20 km. Întrebarea este cât am mers în fiecare etapă și care este distanța Bacău-București? Noi bine puteți să împărțim tot așa cum am făcut și am făcut la rest. A, așa, deci împărțim peste tot în două. Și constatăm că avem un număr de câte jumătăți de astea? 10. Deci 10 sunt în total. 10. Da. 10 ori 20. 200. Deci 200 de kilometri, da? 10 ori 2, 20. Deci 200. Hai să zicem că rămân 28 de kilometri. Deci nu 20, ci 28 am modificat. Care este distanța acum dacă o oprești? 28,80. Așa. 280. 280 de kilometri, sigur că da. Deci, tu ai gândit foarte bine, împărți peste tot și atunci 28 ori 10, ori 10, ăsta este, nu? Egal cu 280 kilometri. Cât a făcut în prima parte a drumului, până la prima oprire? Acum 35. Adică, care este distanța făcută în cele 35? Deci, cele 35. 6 ori 28, ai zis, da? Da, 28. Deci să vedem. 28 ori 6. Cât face? Te rog să mă ajuți. 28 ori 6. Hai să facem mulțumim. 6 ori 8. 6 ori 8 fac 48. 148 de kilometri. În prima fază. În a doua etapă a drumului, ia să vedem cât face la a doua etapă. La etapă face... 4,28. 4 sau 3 ori 28? 4. Păi, atâta face. A, 3. 3 sunt, da? Deci a doua înseamnă 28. Ori 3. Care e cât? 3,24. 3,26. 84 km. În total, 148,84. Fac numai, ia să vedem. Mai adam și 28, da? Plus 28. În total, sigur că îmi dă 280 km. Așa cum am gândit problema, este foarte bine. Deci hai să mai vedem o dată. Unde ți s-a părut ție problema interesantă, foarte interesantă, că eu iată ți-am dat 3 cincini, tu te-ai gândit repede să faci un 5, luăm 3 părți, celelalte două le lăsat. Da. Ăsta era restul, iată că mai aici. Cele două le lași. Și, fiindcă vorbesc de 3 pe 3, împarți restul în 4, adică fiecare bucată în 2, și atunci în final la cele 4, și iată că ai gândit foarte corect, o singură bucățică am zis că rămâne și 28 km, tu ai zis că sunt 10, deci toată ideea, miezul problemei, a fost să împați pe asta restul în două
unități filtrare, da? Ca să faci 4. Dacă îți zici, păcăște 3 pătrii, atunci ești nevoie să faci așa ceva. Bun. Într-o parcare, o altă problemă, într-o parcare sunt mașini și triciclete. Ce înseamnă triciclete? Triciclete pentru copii. Așa, adică cu câte trăiuți. Dacă le vedem pe toate la un loc, deci toate, în total triciclete și mașini, deci triciclete plus mașini, egal în total cu 23. Dacă le numărăm roțile, deci după numărul roților, număr roți, înseamnă așa. Hai să zicem, după numărul roților, este trei roți, le repartiz.